având ca temă măsuri în cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Înainte de a vă invita să luați cuvântul, permiteți-mi ca în numele meu personal, dar și al Ministerului Afacerilor Interne, să vă urez acum la început de an 2021 multă sănătate, iar lecțiile pe care ni le-a dat 2020 să ne determine să prețuim mai mult viața, sănătatea noastră și a celor dragi. Îl invit să ni se adreseze pe domnul prim-ministru Florin Câțu. Domnule prim-ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule ministru. Am să fiu scurt pentru că avem multă treabă. În primul rând vreau să vă spun la mulți ani și să... Bine că ne-am văzut sănătoși în 2021, dar avem în fața noastră o provocare, parcă nu era de ajuns, aveam deja o provocare de anul trecut, cea cu pandemia. Avem o provocare să derulăm acest program de vaccinare cât se poate de bine. A început mai lent, dar am văzut că ieri deja aveam 230 de centre care funcționau și cred că ritmul acesta este cel bun. Suntem în prima fază în care doar personal medical se vaccinează și cred că am început să avem un ritm, ajungem la 20.000 de vaccinuri pe zi. Este un ritm foarte bun în această perioadă. Dar, repet, trebuie să accelerăm acest ritm. Pentru că, știți foarte bine, intenția noastră este ca de la jumătatea săptămânii viitoare să trecem la etapa a doua pentru vaccinare și aici înseamnă că va trebui să avem acele centre în afara spitalelor și vorba de 932 de centre. Și aici este nevoie de susținerea noastră, de suportul noastră, de implicarea noastră direct în fiecare comunitate, ca reprezentanți ai guvernului, și este nevoie să arătăm profesionalism, dar să o facem și cu celeritate. Trebuie să avem aceste centre cât mai repede funcționale, ca să putem să distribuim aceste vaccinuri, să ajungă la toți cetățenii. Sunt deja județe unde progresul este semnificativ, și aici menționa Bucureștiul, capitala, Dolj, Iași, Cluj, Suceava, Mureș, Sibiu, Timiș, felicitări, lucrurile au mers foarte bine. În același timp sunt și câteva județe unde lucrurile încă nu au ajuns la un ritm care să ne mulțumească. Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița, Telorman. Pe toți vă rog să tratați cu foarte mare importanță o prioritate zero a acestui guvern, această campanie de vaccinare. Este foarte important să avem centre de vaccinare pregătite. Vaccinurile vin, știți foarte bine, avem 140.000 de vaccinuri săptămânal, nu este nicio problemă. Veți vedea că vom face demersul să în acest moment nu există această sau dorința noastră este să creștem numărul vaccinului pe care îl primim săptămânal. Este complicat și este foarte bine că România primește pro rata, dar vom încerca asta. Nu înseamnă că nu vom încerca să creștem numărul de doze pe care îl primim săptămânal. Ele vor trebui să cresc gradual până în martie, dar vom dori să avem mai multe. Pentru că eu cred că în ritmul acesta, dacă ne păstrăm de acest ritm, vom ajunge la aproape 100.000 de vaccinuri, capacitate să facem 100.000 de vaccinuri pe zi, ceea ce ar fi foarte bine și să ne ținem de ele. În același timp, tot pentru noastră, să nu uităm că suntem încă în pandemie și trebuie să menținem acolo unde este nevoie de restricții, trebuie să menținem același mesaj către cetățeni. Faptul că am început această campanie de vaccinare nu înseamnă că pericolul a trecut și asta trebuie să spunem în fiecare zi. Această campanie de vaccinare este complementară, ajută la eliminarea pandemiei mai repede, asta e tot ceea ce voiam, dar încă suntem în pandemie, încă trebuie să respectăm aceste reguli și dumneavoastră ca reprezentanța guvernului în teritoriu trebuie să vă asigurați că aceste reguli sunt respectate.
Și în ultimul rând, vă solicit ca de fiecare dată să sprijiniți și pe domnul Valeriu Gheorghiță și pe domnul secretar de stat Andrei Baciu. Acestea sunt desemnați să coordoneze această activitate la nivel național. Ei au nevoie de sprijin astăzi, dar vă stau la dispoziție cu orice informații de fiecare dată. Încă o dată vă mulțumesc pentru efortul pe care îl faceți. Trebuie cu toții să continuăm și să accelerăm această campanie de vaccinare. Vreau ca aceste 932 de centre să fie gata până la începutul etapei a doua, ceea ce înseamnă estimările noastre, și văd domnul ministru al Sănătății este acolo, domnul ministru interne, ministrul apărării, din estimările noastre, săptămâna viitoare ar trebui să începem etapa a doua. Deci înseamnă că aceste centre care sunt extra, sunt afara spitalelor, ar trebui să fie gata săptămâna viitoare și nu cred că avem vreo scuză să nu fie gata săptămâna viitoare. Vă opresc aici, mulțumesc și încă o dată la mulți ani și domnul ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, mass media.